fermă tehnologizată în care primează investițiile și care urmează o strategie menită să minimalizeze riscurile. O strategie gândită de unul dintre cei mai tineri fermieri ai României, Cosmin Iancu. În vârstă de 25 de ani, acesta a moștenit pasiunea pentru agricultură de la bunicul său, iar astăzi tânărul fermier are în CV nu doar diplome, ci și 7 ani de muncă în ferma familiei, iar în paralel este și doctorand al USAMV București. Pasiunea pentru agricultură e un viciu care are la origini mulți ani, deci putem spune că a început cu mult timp în urmă, de când mergeam pe câmp alături de bunicul meu. Practic el a fost vector de propagare al virusului agriculturii și practic mergând cu el pe câmp de mic copil, ușor-ușor mi s-a insuflat dragostea asta pentru teren, ușor-ușor mi s-a insuflat dragostea pentru utilaje și mai ales pentru că în agricultură despre asta este vorba, despre a ști să muncești cu omul. Și, de fapt, poate unul dintre principiile unei persoane care vrea să reziste în acest domeniu este să știe să muncească cu oamenii și, da, chiar și acest lucru mi-a fost așa insuflat pas cu pas. Iar, bineînțeles, ulterior acestei, să spunem, etape din viața mea, am urmat studii de specialitate, am absolvit Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București la specializarea agricultură, după care am făcut un master în ceea ce înseamnă agricultură durabilă și nu în ultimul rând, acum sunt doctorand la aceeași facultate și zic eu că vom face lucruri interesante prin teza de doctorat, prin care vom încerca să dăm, să spunem, niște direcții în ceea ce înseamnă fertilizarea, în special la mine va fi pe cultura de rapiță, însă este o chestie care va fi, zic eu, emblematică pentru ceea ce înseamnă zona Câmpiei Vlăsiei și, bineînțeles, având în vedere acest context extrem de delicat, acum dacă întrebi un fermier când pronunț cuvântul îngrășăminte, pot să fac pariu că se zbârlește pielea pe el. Ferma familiei Iancu lucrează în total 1100 de hectare, dintre care 200 de hectare sunt în proprietate. O responsabilitate uriașă pentru Cosmin Iancu, care a preluat partea de dezvoltare a exploatației, făcând echipă cu tatăl său, care se ocupă de partea de mecanizare. Am plecat pe această premisă și anume că nu poți să fii bun la toate și consider că atunci când fiecare are sarcinile trasate, lucrurile merg bine. În momentul de față, pentru că am rămas eu și cu tatăl meu în acest business, eu mă ocup de tot ceea ce înseamnă câmp și când spun câmp, discutăm despre ce înseamnă tehnologia de cultură, relația cu furnizorii, relația cu proprietarii de terenuri, tot ceea ce înseamnă partea de dezvoltare a societății, adică discutăm despre investiții, discutăm despre tot ce înseamnă inovație, însă bineînțeles orice decizie o luăm împreună, pentru că așa este normal să ne sfătuim și tatăl meu a rămas oarecum pe partea asta de tot ceea ce înseamnă mecanizare, ceea ce înseamnă mentenanță, utilaje și zic eu că lucrurile merg bine. Tânărul Cosmin Iancu calculează atent fiecare decizie pe care o ia. Din acest motiv are o abordare echilibrată, inclusiv în ceea ce privește tehnologia de prelucrare a solului. Lucrul pe care eu l-am făcut a fost ca întotdeauna să împartă riscul. Niciodată nu poți să spui așa e mai bine sau așa este mai bine, pentru că de la an la an condițiile diferă. Iar în momentul în care condițiile diferă, să ai un risc împărțit este esențial ca să poți să te menții pe o linie de plutire. Sigur că și noi avem de-a face cu schimbările climatice, am fost forțați să trecem și să cunoaștem acest sistem al lucrărilor minime. Și ușor, ușor am încercat să-l integrăm în ferma noastră, pas cu pas și sigur că acum mergem atât pe partea de agricultură convențională, cât și pe partea de sistem minim til. Vis-a-vis de sistemul no-till, eu sunt un pic reticent pentru că acest sistem nu este pentru toate
tipurile de sol. Nu poți să vii să spui, domne, no-till îți asigură. Nu. Lucrurile trebuie privite dintr-un unghi tehnic, trebuie văzut mai multe, să le spunem, variabile și după care testat și văzut care sunt rezultatele. La acest moment, cea mai mare problemă din ferma ilfoveană este lipsa ploilor. Vechile sisteme de irigații sunt complet distruse, iar investițiile în unele noi sunt practic imposibile din cauza incertitudinii din piața terenurilor agricole. Mi-e greu să cred că sistemul care a existat va putea fi refăcut, însă eu cred că s-ar fi putut încerca, dar aici avem probleme de ordin legislativ, în așa fel încât să facem amenajări locale, să ne fie permis să avem un cadru legislativ prin care noi putem să investim în aceste irigații, chiar și prin foraje, chiar și prin lagune din care să putem iriga, însă pentru a face acest lucru ai nevoie de teren. Terenul nu ne aparține nouă, este al proprietarilor de teren și, bineînțeles, eu nu îmi permit să fac o investiție pe un teren pe care nu am o siguranță. Fără irigații, ferma familiei Iancu a mizat pe investițiile în spații de stocare. În acest fel, producția agricolă este pusă la adăpost în perioadele în care prețurile se prăbușesc. În momentul de față, magaziile sunt pline, avem pe stoc multă marfă, raportându-mă la aproape toată cantitatea de grâu pe care am reușit să o recoltăm, toată cantitatea de porumb pe care am reușit să o recoltăm, sigur în această speranță că vom reuși să obținem un preț mai bun, dar iată că până în momentul de față ne-a fost demonstrat că cine a ținut marfa a avut de pierdut. Au fost niște prețuri, să spunem, care oarecum contrabalansau cheltuielile extrem de mari. Hai să ne uităm la ceea ce înseamnă îngrășămintele, care s-au scumpit cu 400-500%. Hai să ne uităm la ceea ce înseamnă motorină. Ori în momentul în care ai niște cheltuieli de genul acesta, să vinzi la prețurile de acum, te face să ne strângem mâna și să închidem poarta, pentru că nu mai poți fi sustenabil. Ei bine, lucrurile sunt extrem de volatile, prețul se formează la bursă. Am observat zilele acestea mai mult ca oricând că orice informație venită din partea așa zișilor conducători ai lumii au inflamat foarte mult bursa. Prețurile au variat foarte mult, au fost aceste, cum să le spunem, switch-uri și coborâșuri care într-un final nu au influențat mult piața fizică, adică chiar dacă pe bursă am observat o creștere destul de semnificativă a prețului, în special la grâu și la porumb, piața fizică, adică portul Constanța, nu a reacționat. Consider că atâta timp cât autoritățile noastre nu vor lua măsuri în a limita oarecum acest tranzit, în a pune, de fapt, în lumină fermierul român, bun, Ucraina, da, este greu încercată de aceste vremuri. Asta nu înseamnă ca noi să fim dați la o parte în defavoarea celorlalți. Este bine să fim, cum să spunem, solidari, dar asta nu înseamnă să fim delăsători, pe noi să ne lăsăm deoparte, mai ales în condițiile unui astfel de an care, iată, pune sub semnul incertitudinii foarte multe afaceri agricole din România. Cu o viziune actuală asupra agriculturii, Cosmin Iancu îi contrazice pe cei care spun că agricultura viitorului este cea din birou. Tânărul este prezent în câmp de fiecare dată când are ocazia și consideră că tehnologia corectă este cea aplicată la timp. Toate mașinile mele sunt rupte pentru că merg foarte repede și merg ca să pot să văd tot câmpul. Am zile când merg de 4 ori, pe când de 5 ori, am zile în care merg de două ori, poate o dată, dar nu există zi în care să nu merg la câmp. Este de datoria noastră să fim în câmp și să observăm ceea ce se întâmplă pentru a putea lua deciziile cele mai bune, pentru a ști și a alege un așa zis moment optim de intervenție, că tot se vehiculează acest termen, momentul optim. Care e fereastra optimă? Că când este cel mai bun moment? Pentru că de cele mai multe ori, reușita unei culturi, sigur, pe lângă toate celelalte veriști tehnologice, o reprezintă momentul cheie de intervenție. Nu cu ce intervii, nu cum intervii, ci când intervii.
Cosmin Iancu este modelul de tânăr fermier de care România are nevoie. Este deschis la nou, dar se informează și ia deciziile, punând în balanță atât beneficiile cât și riscurile. Iar la finalul zilei este conștient că în agricultură banii se câștigă doar prin muncă. Vom ține în continuare pasul cu tot ceea ce înseamnă tehnologie nouă și aici mă refer la utilaje. Vom încerca să eficientizăm din ce în ce mai mult consumurile și de fapt să diminuăm cheltuielile, pentru că de fapt următoarea perioadă, în acest context în care toate lucrurile s-au scumpit, va fi despre a cunoaște cum să încerci să-ți diminuezi cheltuielile și să poți să fii în continuare profitabil. Nu în ultimul rând, vom încerca să ținem pasul cu tot ceea ce înseamnă genetică nouă, pentru că genetica lucrează în sprijinul fermierilor, se cheltuiesc vagoane de bani pe tot ceea ce înseamnă cercetare, care, bineînțeles, este decontat într-un final de fermier și care, de fapt, vine în sprijinul acestuia. Faptul că am reușit să închegăm o echipă de mecanizatori și nu numai mecanizatori în ferma noastră, care lucrează, iată, de 22-23 de ani în firma noastră, deci aproape de la începuturile ei, eu zic că înseamnă mare lucru atât și pentru noi și atât și pentru ei, pentru că înseamnă că și noi am știut cum să ne ținem oamenii aproape și ei au știut cum să fie alături de noi. Noi, practic, aici suntem ca o familie. Nu suntem foarte mulți, suntem suficienți ca să putem exploata suprafața pe care o avem și ca să avem randamentele satisfăcătoare.